Salut, oameni buni, și bine ați venit la un nou draft din ăla de august. Cum le mai facem noi? Mai cobrăm și cu niște challenge-uri de data asta să facem o nouă echipă majoră. Aici 127, oare urmează 128? Val, ar fi ultimul, ar fi cel mai tare draft vreodată. Încercăm să-l facem poate astăzi. Până să dăm cu videoclipul, nu uitați că aveți în descriere 3 link-uri către site-ul neba.com, de unde vă puteți cumpăra tot felul de jocuri în format digital. Încă fa 23 aici, dar important este că au băgat chiar și EFC24 și alte jocuri la prețuri foarte bune. EFC24 aici pentru PC, e varianta standard edition, 50 de euro, spre exemplu. Gift card-uri dacă vrei să le iei direct din store, cum am făcut eu, spre exemplu, mi-am luat gift card și am cumpărat jocul din PS Store. E și varianta Ultimate Edition de PC aici și normal și tot felul de alte jocuri pe care le găsiți, sau tot felul de categorii pentru mai multe jocuri și să vedeți ce e pe aici, puteți accesa unul din linkurile din descriere. Normal, nu uitați de like-ul acolo dacă vă place seria de drafturi. Hai să facem cât mai multe, peste 2500. Like, mă, subscribe, mă. Dacă respiri și dacă ai respirat vreodată, dacă ai respirat, mai ales de când a început clipul, măcar o dată, eu zic like acolo și subscribe. Hai pe drafturi și să facem o echipă foarte bună. Ăsta e scopul, 4-2-2-2, e un sistem care pare foarte interesant. Poate e și ceva într-un astfel de sistem. E un Ronaldinho Team of the Raikkon, care e un start bun. Așa, da, avem un Ronaldinho care clar ajută în atac mult de tot. Și un Gerd Müller și văd că ne dă Raikkon ăștia Team of the Year de start. Nu e tocmai perfect, s-ar putea mai bine de atât, dar măcar toți au full. Însă am căutat și cardul Footies ceva mai sus ca să putem să facem o echipă cu adevărat competitivă. Momentan numai Heroes și Raikkon, dar nimic stelar în echipa pe care am conturat-o până aici. Cerchi, Carvalho nu ne dau pe spate. Da, Adams nu mi se pare că e rupere până acum. Oh, Van Dijk, opa, un 98 Van Dijk. Îl așteptam pe 98 Van Dijk acolo, că l-am luat pe Carvalho gândindu-mă fix la Virgil ăsta. Vine destul de des. Și duo cu Kessié arată bine rău pe CDM echipa. Un alt vârf, un alt cam, n-ar strica deloc. Alo, era 97 în echipă. Chiar dacă e right winger, băiatul ăsta spulberă tot. Deci cu Arabu putem face spectacol. Și dacă vine Arabu, de obicei se dă drumul la carduri. Klaus, păcat că e wingback. Ar putea să intre într-un sistem cu 5. Iată ce wingback am putea să avem într-un sistem cu 5 apărători. Del Piero, 95 și el. Rating e 100%. Dar niciun ST și niciun cam mai strălucit. Case pe CDM, Jota care n-ar intra. Luăm și pe Casemiro, poate va fi util la chem, ca să facem un chem bun pentru echipă. Ronaldo, 96. Toți moments. Nu e 99, dar nu mai vine alt. Deci o să luăm pe Cristiano Ronaldo. Avem Ronaldo și Al-Wairan pe Arabia Saudit. Cu Militao Team of the Year. Ok. Și lângă el Alaba poate. Footies. Haide, mă. Nu e. E Dembele, care nu e de luat. Rudiger și Baresi. Rudiger ar rupe la chem, dar luăm Baresi pentru rating. Mai avem un 95. Pe rightback Dani Carvajal. Forță. Gata. Dani Carvajal. Și îl avem și pe Kessié. În poartă, dacă ar da Courtois, mamă, noi am putea face ceva aici. Casillas, Alisson și Dudek. Nu mai putem lua Casillas. Putem lua Alisson în schimb, care e super potrivit, că îi dă și lui Militao. Da, luăm pe Alisson Becker, tot de la Liverpool. Și un fundaș stânga ca lumea. Cole, Hierro și Balde. Balde e forță că e pe La Liga și e și cel mai high rated. O să luăm pe Balde. Carvalho n-are, are două puncte. Un antrenor portughez reglează acest aspect. Pe Ronaldo nu-l putem băga titular, dar echipa are 94, iarăși, și e foarte aproape să fie full. Cred că o păstrăm la 94, deci am mai făcut o dată. Wow! Cine mai pică? Poate ceva interesant. De aici, Busquets, 88, Guendouzi și Kimmich. Pe bancă mai intră 4 jucători, cred că putem lua Busquets ca siguranță, că poate îl scoatem pe Carvalho dacă apare un cam de La Liga, nu știu, dar nu cred. Numai CM de aici. Tonali, Palinia e portughez, dar Palinia nu cred că are chem acolo. Van Dijk e foarte solid. O să-l alegem și pe Palinia, să fie. Oricum, pe bancă îi băgă pe ăștia grei. 97-96. Dar dacă nu e antrenor portughez, n-am făcut nimic.
Nu ne dă un fundaș stânga prea interesant, dar rămâne 94 și coști. Casă ar putea să intre, cred, să fie bine. Nu, nici cu casă n-ar fi bine. Încă un fundaș de aici. Cucurea de la Chelsea. Ia să încercăm cu Cucu. Ce se întâmplă cu Cucu? Minus 1. Da, deci nu e combinație. Avem un 94 foarte solid. Și mai avem un portar de rezervă, Ortega. Ok, luăm și Ortega. Cu Ortega nu e nicio schimbare. În momentul de față căutăm antrenorul portughez sau de Premier League. Mai avem portughez pe linia, se mai face. Dar ca să avem din nou 94 rating și cu total cap 33, ne trebuie antrenorul portughez, care nu vine. Avem antrenor de Premier League. Ia să vedem. Putem face ceva cu Rodgers, cred. Hai să-l luăm și să încercăm. Eu cred că se reglează. Mamă, din nou 127. Unul după altul așa, e incredibil. Dacă l-am băgat pe Cucurea. Bă, da, gata, direct 94 full cap. Bă, ești nebun. Da, frate. Avem din nou 94 rating și 33 total cap. Din nou 127, din nou 194. Unul după altul în afara challenge-urilor. Am rupt totul. Wow, și pe Arabia Saudită ești de bur cu aloa Iran. Na atac. Așa vom juca, o echipă care a ieșit din prima așa, care n-au șansă, mamă ce draft avem în momentul de față. Ronaldo cu Turbo Arabu. Atacul de Arabia Saudită. Kite coboară, Van Dijk va fi CB, Kite cu Kessie. Klaus Bandă, că e atât de bun că poate juca oriunde, 5 la skills. Intră Dinio, nu se putea fără el. Și avem pe Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, toți băieții noștri. Aproape iar de 95 rating. Ne trebuia un 99, poate un portar peste Alisson. Nu eram departe deloc. Am fi putut scoate 95. Bă, parcă vine. Simt miros de 95 cu full cap în aer. Vine 128-ul. Hai să vedem ce echipă întâlnim. Samba în poartă, e un portar foarte bun. Apărarea e porță, bă, pe toți. Bă, este echipele senzaționale. Așa da. Desie recuperând. Ronaldo cu numărul 1. Haide mă, Cristiano Ronaldo. Ronaldo trece. Ronaldo, ce ușor. Ca la Al Nassr. Și să-și o facă pe a lui. Ia, na, s-a dus la steag. Nu mai are niciun chef să celebreze. V-ați fac și eu siu. Lasă așa. Ronaldo iar. Mamă, Ronaldo stai peste la 99. Toți bobezi Ronaldo, care rupe normele. Momentan a fost deposedat, da, că e periculos la fiecare acțiune. Uite, recuperând tot el, Kessié, Cristiano Ronaldo. Vine și șutul său, scos de Samba de data asta. Și cercăm o foarfecă cu Ronaldo, că e Dani Carvajal, omul care a centrat și atunci n-am putut din foarfecă, pus jos. Ronaldo se bate cu ei, dar nu mai reușește să recupereze. Mamă, ce frumos aici. Pasa în gura părții la Zidane. Am fost făcut foarte simplu. Dinio. Alo, Iran. Hai cu Ronaldo. Sau Ronaldinho. Nici nu știu. Împrăjăm pe Cristiano Ronaldo. Asta e. Cristiano Ronaldo cu exteriorul. 2-1. Senzațională acțiune. Din nou cu cei 3. Și facem un dublu siu. Kessié, Cristian. Adversar însă în Liga Arabiei Saudită. Al Nassr cu Al Ahly. Echipele lor actuale. Îl duce pe Cristiano Ronaldo. Departe. Dani Carvajal, o să-i trimită fix acolo. Și Ronaldo, doar din farfecă. Mamă, doamne, de ieșea golul ăsta. Era antologic. Klaus. Alo, Iran. Foarte bine. Alo, Iran. Ce-i faci lui Alo, Iran de 97? E 3-1. Arabu continuă. Ce cursă. Alo, Iran. Două el, două Ronaldo, 4-1. Și iată că reușim să câștigăm primul meci foarte repede. Meciul 2, un austriac poate. Tema Austriei nu e chiar comună. Ia doi fundași World Cup. Neymar 99, Garincha 98, brazilieni. Dar fundașii centrali sunt cam lenți. Alo, Iran. Alo, Iran, mamă ce le face. Este brazilianul Arabiei Saudit. Pe bune că omul e super tehnic. Ce îmi place să joc cu cardul ăsta. Mamă, Gomez. Uite. Gomez, bine. Haide, Van Dijk. Domină.
acolo la jocul aerian. Nu-l face aproape nimeni. Mamă, Van Dijk. Cu Van Dijk, cât timp nu e roșu cu el. Dacă ați urmărit un alt draft, nu o să zic care, ca să nu dau spoilere. Faci treabă bună. Ronaldinho dă cu capul. Balde, copilul Barcelonei. Balde șutează, mingea sare cum trebuie. Cristiano scoate De Gea. Mingea respinsă bine, dar pierde repede jocul de pase. Lasă de dorit puțin și noi suntem foarte agresivi. Iată, recuperăm balon după balon. Alo, Iran, foarte bine. Și Cristiano Ronaldo servit mai mult decât bine. Și se aruncase de cu se aruncase. Să mai dea una. A, ce vreau, pare că am tăiat-o. Mă întreb dacă a lovit mingea sau nu. E, bravo, Alisson. Dacă aici sărise bine pentru el, dar Alisson e portar bun și el. Are numărul 10, De Caru. De Caru e în poartă. Avem numai De Caru până și în poartă e De Caru. La propriu, De Caru e acolo. Alisson Becker de data asta. Ronaldinho recuperă. Dalo Aran. Ar fi trebuit să o lăsăm din prima, să o dăm cu pas în spate. A, poate mai e o cale aici de a scăpa pe contra-atac, să nu luăm gol. Dinio ar fi putut mai, să facă mai multe mai devreme. Dacă avansează Alo Aran, ăsta e momentul lui. Să-și etaleze viteza aia. Bun aici, penalt. Dezechilibrat de Lucio. Un penalti la limită și nu poate bate altcineva în afară de Cristiano Ronaldo. Hai, Ronaldo. Un penalti bun. Trage Ronaldo, apără De Gea. De Gea să apere penalti. Asta se întâmplă prima dată. Gary. Ai, e greu cu el. Oh, Firar, ce gol și-a luat Alisson. Gafă. Ah, iar o pasă bună. Mamă, ne testează grav. Balde aruncă, bravo. Oh, să nu fie penalti acolo, Alisson. N-ai grijă, bă, băiatul. A început să clachez. Mamă, Martinelli. Ta! Oh. E penalti, am luat picioarele. Deci închisese unghiul, nu știu, nu mai era caz. E penalti și roșu. Clasic, trebuie să apăr. Poate am noroc și ghicesc colț. Militao eliminat. Neymar, stâng. Apăr! Da, creier! Mamă, cum am ghicit colțul ăsta. Am scăpat după o mare gafă. Balde depășit. E best. Best. Oh, Kessié. Eroul nostru, Frank Kessié. Doamne, cum a scos-o. Ronaldo pe spate. Nu poate trece de Kimmich. Îl pune jos. Nu mai e timp pentru el, e bine, ne-am impus. Kaique, braziliana, e scoasă vigea de Davis. Ok, 2-1 la limit, am avut noroc pe final. Roșul ăla n-a fost ce trebuia intervenția, dar am ghicit colțul, Kessié ne-a salvat după aia. Reușit să rezistăm la acest 2-1 și mergem mai departe. Îi dăm cu al treilea meci, de abia am ajuns de data asta. Van der Sar, Team of the Rijkaard, în poartă, 5 fundași. Hulz și Figo, cel care are defending mare. Și o tripletă periculoasă, mai puțin Ronaldo în form, care mi se pare că a depășit, dacă nu e măcar toți momentul, nu prea ce să faci cu Cristiano. Este totuși o apărare de care va fi greu de trecut. Alo, Iran, hai să ne poate, o fac băieții noștri. Nu știu cum putem avansa. Kessié, Kessié arunc culoare aici, Kessié continuă, ce se duce, Frank Kessié! Gol în minutul 3, la revedere! Jucătorul de 96 pe care l-avem acolo, uite ce poate face și iese. Asta a fost mai mult decât simplu. Mă, nu mă așteptam la asta. Iese minutul 3-1-0. Arăta bine, avea 5 apărători solizi, avea portar bun, dar uite cât de ușor ajungem în finală. Finala contra lui Ankara Messi. Cu De Gea toți, poartă tot 5 fundași, dar iese bine cu 5 fundași. Sunt mulți wingbacks buni, Dumfries, Klaus. În față Maguire cu Eto'o și Ronaldinho. E asistat de niște legende mari. Este din nou apărare cu 5. Până la urmă, cred că va fi greu să treci de 5. Chiar dacă ai și repede adversarul de mai devreme, aici poate nu mai e chiar așa simplu. Dinio. Carvajal, nu, e Klaus acolo. Wow, ce gol de Klaus. Nu știu ce aveam impresia că a urcat Dani Carvajal la o înălțime similare. Klaus a șutat demențial de la distanță de pe loc. Bară, gol. Ce deschidere de scor ca lumea în final.
Kessié, de posedând fără nicio problemă adversarul. Ronaldo a dat greu mingea aia. Nu știu la ce s-a gândit atât. A fost greu, rău acolo. Și noi nu putem recupera încă acum prin Dani Carvajal, acum chiar e Carvajal. Alo Iran și Ronaldo. Haide, atac de Real Madrid pe vechi. Cu Carvajal centrând spre Cristiano Ronaldo. Ronaldinho. Deviase bine Ronaldo la Ronaldinho. Bine Militao, doamne, l-a pulverizat. Alo Iran în spate la Kite. Kite la Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Nu știu ce face acolo Ronaldo, abia se mișcă. Hai bă, Cristiano. Kessié e magic. Uau, s-a enervat Harry Maguire cu o intervenție criminală. Încheia cariera dacă erau accidentări. Este pentru asta un galben pe care îl primește fără cine știe ce. Klaus de acolo era ceva să tragă. Aoleu, Maguire. E unul, frate. Am dat-o din greșeală, dar Harry a făcut-o și past. N-a reușit să lovească. Van Dijk, hai Virgile. Pua, ce a dat-o lui David de Gea. S-a aruncat peste el. Klaus, bine. A capotolit-o Klaus. Trage Klaus încă o dată. Era bine să mai dea un gol de la distanță. Greșește însă aruncarea cu De Gea. Ronaldo își ridică balonul. Este dezechilibrat, e penalti. Nu? Hai bă, nu-i penalti, ăsta puteam să jur că e penalti. Mi-a dat peste picioare. Kait, bun. Alo Iran pe spate. Ronaldo la culcare. 2-0, tryhardenes Real. A făcut o paia bună. Ce pasă de alo Iran. Ronaldo nu ezită și ne aduce cele 4 victorii. 4 din 4 de data asta. Ultimele două câștigate cu lejeritate. Am avut probleme meciul 2. Tot așa o lipsă de concentrare acolo pe final. 2 mega pecuri. Asta primim pentru cele 4 victorii. Din nou o echipă colosală. O echipă genială pe care am prins-o de data asta. Două drafturi de 127. Dacă avem și un 128, am completat drafturile la ediția asta. Ne pregătim de EAFC 24 încă puțin și o să începem cu jocul nou. Nu sunt reflectoare. Ce dezamăgire aici la pachet. Barac. Hai să dăm cu Excel, măcar la mega pe care 7100%. O să avem ceva. Hai că-s multe iteme rare. Și este într-adevăr un card special. Englez. E de la Ali. Mamă, Ali are 89. La 89 ar trebui să valoreze ceva. Chiar dacă e de la Beşiktaş. 14.089, e, gata. Se vede că este pe final. Și mai e Pedri. Bun, deci luăm 13.500 pe Dele Alli și luăm și pe Pedri niște mii de coins. A fost un pachet care a dus profit sănătos la acest draft. Unul, din nou, fantastic. Sper să fie tot așa drafturile până la final, să facem spectacol, să vină și Mbappé 99. Sunt convins că o să vedem și pe Mbappé și Messi de 99. Dacă v-a plăcut acest video, like acolo, subscribe la canal dacă n-ați dat încă. Cam atât de data asta. Pa, pa!